Și acum o invităm pe doamna Maria Cârneci aici în scenă. Adesa este Maria. De bază. La mulți ani. La mulți ani. Bună, bine v-am găsit. Am la barieră. Da. La mulți ani. Doamna Maria Cârneci. Nu e ziua mea, dar pupați-mă și pe mine. Ce facem, doamna Maria Cârneci, cu tăierile de pensii și de salarii? Că dumneavoastră sunteți vocea poporului. Păi ce vă interesează? Văd că dumneavoastră vă distrați, aveți... e regulă, rolul este la scară să ne puneți Bentley acolo, dar până dimineață cred că le vindem toate, dacă e criză. Păi ce să mai facem, doamna Maria, dacă nici dumneavoastră nu mai descrețiți frunțile românilor? Păi cu asta, norocă, cu asta mai are poporul român să-și aline supărarea și necazul. Ne-au nenorocit, ne-au dat artiști de genul care, mă rog, noi venim de drag și de dragul celor de acasă, mai cu una, mai cu alta, mai uită de belele, dar noi am venit aici să sărbătorim pe colegul nostru, pe Adi Caval, alături de cei mai tari lăutari din România. Și nu numai... Bătrânit, până aici a fost! Hai măi, stai cu minte, cum e bine tânăr și neliniștit, lasă-l în pace! Da, haideți să ascultăm o melodie acum și cu doamna Maria Cârneci, nu? Să cânte doamna Maria? Doamna Maria? Păi, hai să meargă muzica, dar asta e... Nu-mi pare rău că trăiesc mine
să-mi petrec și am să iubesc și am să cânt până mă-i duce în pământ. Hai, hai, cântăm lăutare. Hai, hai, că e sărbătoare. Hai, hai, ziua pe strună. Hai, hai, în inima bună. Toată lumea! Da, foarte frumos, bravo, doamna Maria Cârneci, foarte frumos.